Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri! Am convocat ședința ordinară de astăzi, având numărul dispoziției 180. Avem pe ordinea de zi un număr de 24 de proiecte, iar pe nota suplimentară un singur proiect. Rugămintea mea este, bine, profităm și de experiența domnului viceprimar, să ne grăbim, pentru că știți foarte bine, avem o delegație din Chișinău. Și iar la ora, celălalt, la ora 12, avem întâlnirea la Băile Oglinzi cu reprezentanții situației. Da. Deci, din cele 24 de proiecte, am reglat pe ordinea de zi proiectul numărul 9, privind aprobarea efectuării de către chiria și a unor lucrări de reparații urgente la locuințele închiriate din fondul locativ. Aici a fost o discuție pe comisii și trebuie respectată o procedură, astfel încât specialiștii din cadrul primăriei să întocmească documentația și vom repune pe ordinea de zi la următoarea ședință. Și proiectul numărul 22, un proiect de hotărâre privind înființarea Asociației Sfânta Teodora, nu a primit încă adresă de la Metropolia Moldovei, la fel vom repune proiectul pe ordinea de zi. Un proiect de hotărâre privind modificarea punctului 2 din anexa la hotărârea Consiliului Local 98 din 23.08.2012, privind numirea componenții AGA de la SCE de SRL Târgunească pentru mandatul 2012-2016. Doi proiecte de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei Mixte pentru Spații și alte destinații aprobate prin HCL 28. Trei proiecte de hotărâre privind darea în administrare către Clubul Sportiv Târgu Neamț, baze sportive din incinta stadionului din strada 1 decembrie 1918. Patru proiecte de hotărâre privind aprobarea transformării redevențelor stabilite în euro din raportare la moneda națională. Cinci proiecte de hotărâre privind aprobarea cuantului alocației de hrană, a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției de întreținere pentru copil înscris la creșa orașului nostru. 6 proiecte de hotărâre privind reziliarea unui contract la locuința ANL. 7 proiecte de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea celor și departizarea locuințelor pentru tine destinate în chirie din orașul Târgu Neamț. 8 proiecte de hotărâre privind aprobarea listei cu actele necesare pentru solicitarea unei locuințe ANL. 9 este retras, 10 proiecte de hotărâre privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Târgu Neamț, 11 proiecte de hotărâre privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al orașului, 12 proiecte de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare economico-socială pentru perioada 2014-2020, 13 proiecte de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase cunoscute în România pentru orașul Târgu Neamț, 15. 14 proiecte de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind regimul finanțării nerambursabile din fondul bugetului local al orașului, alocate pentru activități non-profit de interes local pentru anul 2015. 15 proiecte de hotărâre privind închirierea unui spațiu, strada Inginer Serafim, numărul 1, pentru organizația UNFR Târgu Neamț. 16 proiecte de hotărâre privind scoaterea la licitație publică deschisă în vederea închirierii unui spațiu, suprafață de 90.8 m² aparținând în domeniul privat al orașului Târgu Neamț, situat în bulevardul 22 decembrie, blocul M5. 17 proiecte de hotărâre privind scoaterea la licitație publică deschisă în vederea concesionării a două suprafețe de teren a câte 6 m² fiecare, aparținând în domeniul public al orașului Târgu Neamț, situat în incinta liceului Vasile Ponta. 18 proiecte de hotărâre privind atribuirea unui spațiu aparținând domeniului public al orașului Târgu Neamț, situat în strada Ștefan cel Mare, numărul 48, camera 14, ONG-ul reconstituit în baza ordonanței guvernului 26. 19 proiecte de hotărâre privind scoaterea la licitație publică deschisă în vederea concesionării unui suprafețe de 18 m² de teren aparținând domeniului public, situat în strada Acuza Vodă. 20 proiecte de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la 31.12.2014, 21 proiecte de hotărâre privind aprobarea condițiilor planului de rambursare a creditului contractat de BCR la BCR de orașul Târgu Neamț, 22 a fost retras, 23 proiecte de hotărâre privind aprobarea liniilor prioritare și capitolelor de cheltuieli pentru subvenționarea în anul 2015 de la bugetul local a asociațiilor și fundațiilor în baza legii 34, 24 proiecte de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a subvenției de la bugetul local în anul 2015, în baza legii 34 a Comisiei de Evaluare și Selecționare a Asociațiilor și Fundațiilor în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local și a grijii de evaluare. Avem 5 informări. Informare privind decizia numărul 6 a Curții de Conturi a județului Neamț în urma controlului efectuat la SCECO. Informare privind activitatea administratorului SCECIU pentru anul 2014, informare privind activitatea directorului
SCCU pentru anul 2014 și informare privind activitatea managerului SCCU pentru anul 2014 și 5 informare asupra situației gestionării bunurilor de natură a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și stocurilor pentru anul 2014. Pe ordinea suplimentară avem un singur proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Local numărul 21 din 16.02.2015. Supun la vot cine este pentru, împotriva, abținere, unanimitate pentru. Supunem la vot președinte de ședință. Este supus. Dau cuvântul domnului președinte de ședință cu rugăminte dacă sunteți de acord ca primul proiect să-l discutați la ultima, la încheiere, înainte de a se încheia ședința. Aveți și vot secret. Salutul, bună ziua, mulțumesc domnul primar. Rugămintea mea este ca ședința să fie cât mai bine ținută și aș vrea să fim cât mai concreți la toate proiectele de hotărâre. Este foarte consistentă și v-aș ruga să punem la vot propunerea domnului primar de a discuta primul proiect de hotărâre, având în vedere buletinii de vot. După ordinea suplimentară, iar la celelalte proiecte de hotărâre, pentru că o să fie modificări de componențe ale comisiei, să fie vot deschis pentru toate celelalte proiecte de hotărâre. Supunem la vot cele două propuneri. Cine este de acord? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim. Da. Vă începe cu proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei Mixte pentru spații cu altă destinație aprobată prin HCR numărul 28 din 27.02.2014. Proiectele au fost discutate pe comisie, am avut comisie câte două ore, fiecare. Supunem la vot proiectul de hotărâre cu noua componență, cu domnul Stoica Mihai. În unanimitate, proiectul 2 a trecut. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind darea de administrare către Clubul Sportiv Școlar Târgu Neamț a bazei sportive din incinta stadionului din strada 1 decembrie 1918 și proprietatea publică a orașului Târgu Neamț. Comisia numărul 1, aviz favorabil. Comisia 2, aviz favorabil. Comisia 3? Aviz favorabil. Noi ne gândeam la perioada de un an de zile, dar ar putea... Deci este pentru 5 ani. Pentru 5 ani, da. Știu. Practic este o reînnoire a unui contract cu acest club școlar sportiv. L-am mai avut în administrare, a avut terenul și pista 5 ani. Zic-ne? Nu, probabil referiți la... Nu-i baza, nu-i baza sportivă, baza principală, terenul principală. Nu-i baza 1. Vorba din baza la 2 terenuri, este 1 și spate. Baza sportivă, prima baza asta principală, ea face cetatea. Nu are treabă cu propriu. Bun, nu mi s-a explicat acest lucru comisie. Da, deci nu este vorba de cetatea Târgu Neamț de echipa de fotbal, este vorba de... Bine, terenul de spate, terenurile de antrenament și nu-i mai mare. Sunt cele două, terenul și pista. Și ei funcționează în baza altei legi, comparativ cu... Nu presupune costuri. Da, m-am lămurit. Credeam că este bazat pe terenul principal. Hai să discutăm. De 5 ani. Forma prezentată de execuție. Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate, proiectul trece. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării redevențelor stabilite în euro din raportarea la moneda națională. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil, dar eu să știți că eu n-am înțeles noima contractului făcut inițial. De fapt, noi am avut o redevență stabilită în euro, dar contractul era prevăzut că se plătește în euro la data încheierii contractului. Deci, practic, chiriașii respectiv au plătit o sumă fixă. Euro valorată, lei, un an, doi, în când s-a făcut contractul, n-au plătit în euro în perioada următoare, cât a crescut euro. Nu prea are noimă. Pentru că el, practic, se plătea o sumă fixă în lei, așa era specificat în contract, euro la data încheierii contractului. Niciodată nu a crescut suma, pentru că așa a fost prevăzut. Va fi în lei, dar el, practic, a fost o sumă fixă în lei, cât era euro la data încheierii contractului. Probabil a fost o scăpare la vremea respectivă. Toate comisiile au fost problema la locul ăsta. Da. Dar nu era prietenă. Mai sunt discuții?
Punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Cinci. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului alocației de rană, a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției de întreținere pentru un copil înscris la creșa numărul 1 Târgu Neamț, suportată de părinte, reprezentant legal, pentru anul 2015. Aviz favorabil în formă. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Discuții? Dacă nu sunt, punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate și proiectul 5 a trecut. Proiectul 6. Proiect de hotărâre privind rezilierea unui contract de locuință ANL. Aviz favorabil. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia 2. Aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate și proiectul numărul 6. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii din orașul Târgu Neamț. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții? Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate? Proiectul numărul 7 a trecut. Proiect numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu actele necesare pentru soluționarea unei locuințe. Comisia numărul 1. Aviz favorabil cu propunerile făcute de colegii mei ca în comisie să facă parte, să fac parte eu, da. Mihaela Marian, titular, și domnul consilier Timișescu Vasile. Da. Comisia numărul 2. Aviz favorabil, Dunceanu Maria și Trofin Gheorghe. Vă mulțumesc. Comisia 3. Aviz favorabil, reprezentantul comisiei Daniel Dobrianu, supleant Câmpianu. Da. Bun. Supun la vot proiectul cu această componență a comisiilor. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Și proiectul 8. Proiect numărul 9. Proiect de hotărâre. Da, s-a retras. Proiect numărul 10. Proiect numărul 9 s-a retras, da? Scuzați. Proiect numărul 10. Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Târgu Neamț. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții? Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Deci nu anumitate, proiectul numărul 10 a trecut. Vreți? Numărul 11. Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al orașului Târgu Neamț. Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate și proiectul numărul 11 a trecut. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare economică-socială a orașului Târgu Neamț pentru perioada 2014-2020. Comisia numărul 1. Aviz favorabil, iar din comisie să facă parte domnul consilier Aurel și domnul consilier Stoica Mihai. Iar în comisia de contestație, domnul Marian Viorel, care noi l-am propus, n-am știut că nu poate fi astăzi prezent. Nicio problemă. Da, dar am văzut. Strategia de dezvoltare. Nu, dar la strategia de dezvoltare nu are niciun consilier. Strategia de dezvoltare. Nu-i vorba de propunere. Aviz favorabil, da? Da, aviz favorabil. La 12. Da. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Discuții. Aici, urma discuției pe care am avut cu domnul primar și domnul viceprimar, că toamna trecută și săptămâna asta, deși am rugat să se dea ok-ul așa pentru încheierea de un contract cu societatea de consultanță privind proiectarea și accesarea de fonduri europene pentru lucrările, pentru care nu o să avem bani de la bugetul de stat. Noi am dat o hotărâre de Consiliul Local în acest sens anul trecut. Așa, de asemenea, propun ca pe viitor, la modernizarea de străzi, să se dea ca temă de proiectare la proiectant sau la societate de consultanță cu privire la folosirea la suprastructura străzilor a betonului de ciment pentru foc și a pavajelor din piatră,
care utilizează materiale locale în locul bitumului, care este foarte scump. Deci, pe viitor, când o să facem în strategie și când o să dăm teme de proiectare, pe anumite zone, pe anumite străzi, unii se permite să se folosească și betonul de ciment. Nu numai bitumul, care vedem, este foarte scump și să fac lucrările mai greu. De asemenea, am studiat tot acest proiect de hotărâri. Noi și anul trecut am avut un portofoliu de proiecte care am aprobat, știți foarte bine, și în decurs de un an de zile, fiecare dintre noi consilier local, am făcut propunerile care le-am crezut de cuvință pentru dezvoltarea lucrărilor de investiții în orașul nostru. Este important să se rețină de către toată lumea, în special de către noi consilieri locali, că izvorul bunăstării unui popor îl constituie investiții. De aceea, de-a lungul timpului, investițiile, marile investiții, deci au făcut mari oameni care au rămas în istorie. Lucrurile mărunte, sigur, s-au fost și acele necesare, dar nu au mai rămas, să zicem așa, în cartea de istorie a țării noastre. De aceea, vă rog, domnule primar, în calitate ordonator principal de credit, domnule viceprimar, care sunteți o echipă foarte bună, noi considerăm că și noi le facem treaba ca și consilier local, să abordați cu seriozitate această problemă a investițiilor, a marilor investiții pe care le aveți în această strategie. Am studiat toate cele, sunt o grămadă de pagini acolo, nu rețin exact numărul acum așa ea, pentru că cei care caută, să zicem că, să poate folosesc un cuvânt nepotrivit, să stea cu mână întinsă, să zicem, la bugetul local. Este necesar să dăm și pentru anumite activități, să zicem, bani, fondul, de bugetul local. Dar trebuie să ținem cont că trebuie să avem și noi partea noastră de cofinanțare la proiectele mari de investiții. Asta vreau și eu să vin cu rugămintea doamnelor și domnului consilieri să studieze cât mai îndeaproape această strategie, pentru că mai este loc de modificări, dacă îmi vine, bineînțeles. Iar noi, bineînțeles, specialiști din primărie și acea societate care se va ocupa de implementarea proiectului, trebuie să le pregătim, pentru că în cursul acestui an, cu siguranță, va apare ghidul de finanțare și atunci trebuie să avem proiectele pregătite. Deci dacă mai aveți modificări la strategie, vă așteptăm cât mai urgent posibil să mai venim cu modificări la strategia care o aveți fiecare dintre noastre pe tabletă. Mulțumim. Mulțumim. Da? Supremăm proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate, proiectul numărul 12 a trecut. 13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al orașului Timișoara pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România pentru anul 2015. Comisia numărul 1, membrii. Avis favorabil cu propunerea domnului consilier Ciocărlea Vreș și a domnului consilier Stoica Mihai. Da, aici este. Vă mulțumesc. Comisia numărul 2. Eu sunt grăbită de regulă. Comisia numărul 2. Avis favorabil, Trofim Gheorghe și contrastație Bunceanu. Bunceanu, da, aici ne vorbă de 5. Așa, și comisia numărul 3. Avis favorabil, domnul Cosma, domnul Câmpianu, la contestații subsemnate. Subsemnatul. Da. Mulțumim. Supunem la vot proiectul de hotărâre în componența specificată. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate, proiectul numărul 13. 14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al orașului Târguneanț, alocate pentru activități non-profit de interes local pentru anul 2015. Comisia numărul 1. Avis favorabil cu propunerea în comisie să facă parte domnul consilier Burlacu, iar la contestații domnul consilier Timișescu Vasile. Da. Vă mulțumim. Comisia 2. Avis favorabil Marian Fiorel, Buceanu Marian. Mulțumesc. Comisia numărul 3. Avis favorabil domnul Soldan, domnul Câmpeanu. Da. Contestații domnul Cozic. Mulțumesc. Discuții. Supunem la vot proiectul de hotărâre. La acest proiect, ați vă rog Comisia Economică să mai desemneze un reprezentant la Comisia. Dar nu mi-e rămâne, trebuie un reprezentant la Comisia. Trebuie 2 și 1. Și dacă pe anexa proiect, Comisia a propus pe domnul Burlacu la contestație și pe domnul... Și pe domnul Stoica. Și pe domnul Stoica... Și mai trebuie un membru. Domnul consilier Roman Romeo. Domnul... Roman Romeo? Da. Bun. De ce zic, da? Ați propus pe domnul Stoica,
propus pe domnul Timișescu. Da. Bine, deci este clar acum, da? Bine, supunem la vot proiectul de hotărâre complet. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Unanimitate, proiectul 14. Proiectul 15. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu în strada Inginer Serafim Lungu, numărul 1, către organizația unei pere, Târgu Neamț. Proiectul a fost discutat pe comisie. Comisia 1. Aviz favorabil. 2. Aviz favorabil. Mulțumesc. 3. Aviz favorabil. Discuții? Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate, proiectul a trecut. Proiectul 16. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică deschisă în vederea închirierii unui spațiu în suprafață de 90,8 metri pătrați, aparținând domeniului privat al orașului Târgu Neamț, situat în Bulevardul 22 decembrie, bloc M5, parter. Comisia numărul 1. Aviz favorabil cu propunerea ca în Comisia de licitație să facă parte domnul consilier Burlacu, da, iar în Comisia de contestație domnul consilier Acio Cărămăi Aurel. Da, așa, da. Deci am procesul verbal cu pe comisie și propunerea. Am înțeles. Comisia numărul 2. Aviz favorabil, Marian Viorel, Buruianu Mihai. Marian Viorel în comisie și în contestații, Buriană? Da, da. Și în comisia numărul 3? Aviz favorabil, comisia de licitații, domnul Câmpeanu, comisia contestații, domnul Cosma. Bun. Discuții dacă sunt? Dacă nu, să pun proiectul la vot complet cu membrii din comisie de contestații și licitații. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, unanimitate. Aici vreau să fac o intervenție, dacă permiteți. Mi-aș dori tot sufletul, persoana sau firma care s-a înscris la licitație, va câștiga licitația sau firmele, să facă în așa fel să-și achite datoriile lunare, să nu ajungem, cum am fost în ultimii ani de zile, să nu mai avem de recuperat banii de acel spațiu. Și știți foarte bine la ce mă refer. Vă referiți la și la chirii și la utilități? La tot. Deci avem de recuperat de la acea firmă în jur de 1 miliard. Este o firmă din Târgu Neamț care a deținut acel spațiu înainte și a scoat de la licitație. În contractul care se încheie între cele două părți, să fie stipulat că în interval de, dacă nu plătește pe un consecutiv sau o anumită perioadă, să anulează contractul și contractul să devină nul. Perioada, în prima parte a lunii, să fie plătită chiria, în primele 3 luni de zile, practic. Vă mulțumesc. Proiectul 17. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică deschisă în vederea concesionării a două suprafețe de teren acte 6 metri pătrați fiecare, aparținând domeniului public al orașului Târgu Neamț, situat din cinta liceului Vasile Conta. Supunem la vot amendamentul întâi. Cu proiectul cu amendament. Cu amendament. Bun. Cine este pentru proiectul cu amendament? Unanimitate pentru, da. Mulțumesc. 100 de lei, da. 18. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spațiu aparținând domeniului public al orașului Târgu Neamț, situat în strada Ștefan cel Mare, numărul 48, camera 14, ONG-urilor, constituite în baza Ordonanței Guvernului 26/2000. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Unanimitate, proiectul a trecut. Proiect numărul 19. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică deschisă în vederea concesionării unei suprafețe de 18 metri pătrați teren, aparținând domeniului public al orașului Târgu Neamț, situat în strada Cuza Vodă, fără număr. Da. Supun iarăși la vot proiectul în forma prezentată de executiv cu 62 de lei și apoi cu amendamentul domnului Turleanu la 100 de lei. Da, trebuie să mai și închiriezi, cu 62 au rămas vot. Da. Propunerea mea este că deocamdată nu există un istoric în care să vedem dacă într-adevăr poate fi o activitate rentabilă sau nu. De la data rezilierii până la prezent nu solicita nimeni. Exact. Dar nu am mai văzut. Dar nu înțeles că acolo este o suprafață de neocupată de un garaj. Unde e și în spatele. Poftiți? Da. Este lângă terenul de sport al liceului Conta. Da, dar nu există un istoric din care să rezulte că poate fi o activitate profitabilă. Nu are doar comercial și poate fi un profit constituit și în următorul an, în următoarea perioadă, vom relucea. Nu-i vorba de o școală cu bobinaj, în spatele lui. Și de-aia spun că important este să-l mai putem da. Ok, atunci să rămân așa. Rămâne 62 de lei pe metru pătrat.
Bun, și comisia, conferința comisiilor, renunțăm la amendament, da? Supun la vostru proiectul cu 62 de lei, forma prezentată de executiv și în conferința stabilită dumneavoastră de comisie. Cine este pentru? Împotrivă? Și abține cineva? Unanimitate și proiectul numărul 19. Proiectul numărul 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a rezistenței bugetare al orașului Târgoneanț la 31.12.2014. Să punem la vot cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc, în unanimitate. Proiectul 20. 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor planului de rambursare a creditului contractat la BCR de orașul Târgoneanț. Poftim, domnul consilier Târgoneanț. Trebuie să aducem mulțumirile și să felicităm pe cei care s-au ocupat de a aduce această rambursare de credit în această stare care se prezintă astăzi în ședință de Consiliul Local. Este o mare lucru și lucrurile bune care se fac trebuie să le aducem la cunoștința Consiliului Local și a cetățenilor orașului Târgu Neamț, pentru că aceste contracte sunt din aprilie 2006 și din decembrie 2010. Iar modul de rambursare, comisionul de restructurare care s-a negociat zero, comisionul de rambursare anticipată care este iarăși la 0%, sunt lucruri mari care s-au făcut și trebuie să mulțumim celor și felicităm pe cei care au contribuit. Partea de contabilitate, partea de conducere, de executiv și toți cei care s-au ocupat de treaba asta. Deci numai din anul 2010 până în prezent, primăria a pierdut, să spunem așa, nu de 10 miliarde de lei vechi. Nu mai vorbim de dobânda în euro, care era de 8%, iar dobânda actuală, care o avem, e de 3%. E diferența de curs valutar. Diferența de curs valutar la jumătate odată și am mai pierdut dobânda jumătate, cam 4%. Terminam în Humulești, școala. Da, mulțumesc. Hai să ne discuții. Supunem la vot atunci proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate. 22. Proiectul retras. 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor prioritare și capitolelor de cheltuieli pentru subvenționarea de anul 2015 la bugetul local a asociațiilor și fundațiilor în baza legii 34/98. Comisia 1. Aviz favorabil cu amendamentul să îndeplinească condițiile legale. Comisia 2. Aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. Discuții. Dacă aș propune, în special pentru persoanele vârstnice, deoarece ne referim aici la categoria de pensionari, care nu cu toții au acces la rețelele de internet și să fie sprijiniți de birourile de specialitate pentru topirea acestor proiecte din executiv, de primărie. Dumnealor nu pot să-și descarce de pe internet, de pe site, de pe... Eu cred că vor găsi sprijin domnul Amicăi Desei, nu? Deja președintele de la Asociația Pensionarilor a luat legătura cu doamna Mihăiese și i s-a spus exact ce documente trebuie să depună. La fel, probabil și doamna Luca, după ce veți aproba proiectul, siguranță vom găsi soluții pentru a ajuta toți pensionarii. Da. Hai să discuțim. Supunem la vot proiectul atunci. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate și proiectul 23. 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a subvenției de la bugetul local în anul 2015, prin baza legii 34/1998, a Comisiei de Evaluare și Selecționare a Asociațiilor și Fundațiilor în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local și a grilei de evaluare. Comisia 1 dă aviz favorabil cu propunerea ca în această comisie să facă parte domnul consilier Brăseanu Valeriu. Da. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Marian Viorel, Boca 2. Comisia numărul 3. Aviz favorabil, Daniel Turneanu. Mulțumesc. Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre cu componența membrilor. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate și proiectul 2. Bun. Nota suplimentară de propuneri. Avem un proiect de hotărâre și anume proiect de hotărâre pentru completarea HCL numărul 21 din 16.02.2015. A fost discutat pe comisii. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Bun. Discuții. Dacă nu sunt supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim.
Comunitatea a trecut și proiectul 1 și vorbesc cu Piotrana. Bun, revenim la punctul 1 de pe ordinea de zi a ședinței ordinare de astăzi. Proiect de hotărâre privind modificarea punctului 2 din anexa la HCD 98 din 23-2012 privind numirea componenței AGA de la SCE EPTG SRL Târgu Neamț pentru mandatul 2012-2016. Comisia numărul 1. Din Comisia AGA să facă parte persoane cu studii economice sau cel puțin cu liceu terminat pe partea economică. Este o societate foarte grea, o societate care are multe probleme și din acest motiv dorim ca lucrurile să meargă într-o direcție bună. Doresc ca acest lucru să fie luat în calcul, pentru că avem și economiști din Consiliul Local, avem oameni cu experiență și oameni care, poate, care pot duce la bun sfârșit proiectul SCECO. Asist astăzi la un proiect de lege care, iată, prevalența deja este una politică față de una administrativă, este un punct personal de vedere și o să îl asum. Și este păcat că, iată, am ajuns într-un impas în care noi trebuie să revenim asupra unor hotărâri care au fost luate acum aproape 2 ani de zile. În ultima perioadă se discută despre indemnizațiile de la aceste instituții subordonate primăriei Consiliului Local. Da, ele au revenit la normalitate pentru că au fost tăiate, după cum bine ne amintim, ca și salariile, într-o perioadă în care guvernul în țara aceasta era cu totul și cu totul altcineva. Da, ele au revenit la normal și de obicei indemnizațiile sunt ridicate atât de responsabili și de reprezentanți ai partidelor aparent aflate la guvernare, cât și a celor aflate în opoziție. Indemnizația reprezintă, de fapt, responsabilitatea pe care fiecare reprezentant într-o astfel de instituție o are. Pentru că vedeți câte lucruri se întâmplă și le descoperim peste ani și ani. Pot să fiu bucuros personal că am făcut parte din AGA Civitas, dar numai pentru un an și câteva luni după plecarea domnului consilier Andrușcă. Și rezultatele economico-financiare ale acestei instituții subordonate primării este... Rezultatele sunt dintre cele mai bune. Lucruri, de fapt, consemnate și în ședința anterioară. Dar o să-mi permiteți astăzi, în fața dumneavoastră, să-mi dau demisia din calitatea de membru AGA din această instituție subordonată primăriei. Și sigur că da, probabil cu o expertiză, cu o vioiciune, cu mai multă experiență o să vină un alt coleg, un alt reprezentant al Consiliului Local să aducă lucruri mult și mult mai bune. Trebuie să fiu mândru că am făcut parte dintr-un Consiliu Local performant. Performant de ce? Pentru că, iată, s-au redus datoriile orașului nostru, gradul de îndatorare a scăzut considerabil, au fost realizate câteva lucruri vizibile și probabil perspectivele pe care echipa de conducere a primăriei orașului Târgu Neamț o vizează pentru perioada următoare este una deosebită. În acest sens, consider că misiunea mea de consilier local încetează în acest moment și vă rog să luați act de demisia mea din Consiliul Local. Vă mulțumesc! Dacă îmi permiteți și mie, domnule. Regret pentru faptul că domnul consilier, colegul meu, Roman Romeo, a făcut acest gest, pentru că regret, dintr-un motiv justificat, societatea Civitas a avut un succes, a avut rezultate financiare foarte bune, asta datorată oamenilor competenți care au fost acolo. Și doresc mai departe, vă rog să mă lăsați să-mi termin ideea. Și doresc mai departe, ca și în celelalte societăți ale Consiliului Local, să fie tot aceiași oameni competenți care să aducă bunăstare Consiliului Local și Primăriei și orașului Târgu Neamț. Mulțumesc! Avem două propuneri. Domnul Ioan Mihai și doamna Maria Mihaela. Mai avem o problemă. Comisia de calendare este incompletă. Este doar domnul Bocă. Domnul Drun și domnul Luculescu absentează. Facem o completare. Doi... A însemnat să modificăm hotărârea Consiliului Local numărul 61 din 22.06.2013. Înainte de asta modificăm hotărârea Consiliului Local. Sigur. Facem. Acum ce mai este nevoie să o modificați când dau eu demisia?
Dar nici la intră în ședința cealaltă. Haideți să facem două propuneri. Domnul Igor. În locul domnului Igor, domnul Burlacu. Dar de ce? Domnul domnul în urbanism. A trebuit să fie cineva... Domnul Trofim, poftim. În locul domnului Igor, domnul Trofim. Exact. Domnul consilier Trofim, sunteți de acord? Vreau să vă amintesc că această comisie de validare este numită pe un mandat de 4 ani. Știm, dar de acord. Credeți să domnul Trofim va mai lucrez de 4 ani sau cum? Nu vorba de asta, e vorba de asta. Ce facem mai acum legal? E vorba de o hotărâre de Consiliul Local. Domnul Consiliu, haideți un pic să ne încurcăm în niște detalii care nu știu dacă și-au rostul. Eu vă asigur că în perioada următoare voi avea o discuție foarte serioasă cu directorii de la cele două societăți, IECO și Civitas, pentru că până la urma urmea toată lumea am înțeles cam ce se vrea. Am înțeles că o parte din domnii consilieri care în vremea trecută au fost la PDL, acum au ajuns la PNL, vor să pună mâna pe Civitas și pe Ego. Eu vă garantez că cei doi directori își vor da demisia, cei din PSD își vor da demisia și atunci veniți și hotărâți ca directorii de la cele două societăți sau chiar și a treia, cum vor fi numiți, pe criterii politice, prin concurs, dar să fie concurs, sau, eu știu cum vreți dumneavoastră altfel. Pentru că eu sunt sigur, cel puțin de la PSD, nu trage nimeni sau din cei care sunt independenți, să neapărat să ia 500 de lei sau 600 de la Civitas sau 300 de la IECO sau tot cât ia. Dar noi o să stăm aici, pentru că am spus că mai avem și alte probleme mai serioase. Dacă se vrea așa, nu e nicio problemă. Consilierii PNL, PDL vor fi în AGA, IECO, unde vor dumnealor. Pentru că clar este... Nu, dar ce consilier, domnul primar, dacă îmi dați voie, este un act de indisciplină și de sfidare din partea celor doi consilieri, a domnului consilier Duran și a domnului consilier Bărsan, pentru că este un proiect de hotărâre și ordinea de zi trebuie dusă până la capăt. În moment ce a fost prezența aici, puteau să voteze cum doreau dumnealor, nu era absolut nimic, puteau să ia orice poziție, orice atitudine, dar nu de sfidare și de... Un proiect de hotărâre, în fond, e un proiect de hotărâre care trebuie tratat ca orice alt proiect de hotărâre. Dar ori cu domnul Dron, ori cu domnul consilier Dron, ori fără domnul consilier Dron, se putea vota. Dar nu face, au zis, doamna secretar spune că este în comisia de validare, din care face parte. Cum viți alți doi consilieri? Domnul Dron, domnul Culescu și domnul Boca, așa tot. Domnul Trofim. Da. Supunem la vot componența. Înlocuirea domnului Dron, a domnului Culescu, cu domnul Trofim și cu domnul Bălacu. Cine se pentru? Domnul, împotrivă? Abține. Abține? O abținere domnul Trofin și domnul Șoldan. Deci dacă îmi permiteți referitor la vot, aveți opțiunea cu da sau nu. Puneți da sau nu în dreptul celor pe care doriți să facă parte din... Doamna. Aga, e cu atât băiați. Vă informez rezultatul votului. 12 voturi valabile estimate. Deci 3, un vot este nul, 2 voturi neutralizate, pardon, 3 voturi sunt nule și 9 voturi pentru domnul Burian. Având în vedere cum sunt 50 plus 1, proiectul de hotărâre a fost respins. Avea minim 10 voturi. Dacă de ce e prezent, atunci proiectul de hotărâre este aprobat cu 2 voturi pentru și 3... Bun, trecem la punctul 2, la informări. 1. Informare privind decizia numărul 6/2015 a Curții de Contra Județului Neamț în urma controlului efectuat la SECE ECO TG SRL Târgu Neamț. O prezintă domnul director Toma. Este? Nu este? S-o prezinte de acum ședința următoare. Sunteți de acord, nu? Dacă asta nu este. 2. Informare privind activitatea administratorului SECE CIU SRL Târgu Neamț pentru anul 2014. Prezintă domnul Mironeasa. 3. Informare privind activitatea directorului SECE CIU pentru 2014. Domnul Floare. Să votăm să le amânăm pentru ședința următoare de martie, să fie toate informațiile făcute să vină domnul pentru că... Da? Sunteți de acord? Bun. Cine este pentru? Bun. Amânăm. Punctul 3. Întrebări, interpelări. Da. Vă mulțumesc. Dacă nu sunt, ședința este închisă. Mulțumesc. Este o mulțumire, să-i spunem așa, că am reușit în 2 ani și jumătate să aducem gradul de îndatorare a primăriei de la 70% la 30%. Am reușit să mișcăm ceva în oraș, începând de la școli, spital, casa culturii, drumuri, apă, canal și restul investițiilor care le avem. Sunt
eu știu, mâhnit, nu știu dacă este cuvântul potrivit, sau sunt dezamăgit de acei oameni care în 2012, acei consilieri locali care în 2012 au fost alături de mine, care și-au dorit tot sufletul să se facă o schimbare în Târgu Neamț, iar acum sunt victime a foștilor consilieri PDL, care în 2012, 2010, 2011, 2006, 2007, tot aceiași persoane fiind, au dus primăria în acel dezastru care l-am găsit în 2012. Sunt dezamăgit totodată de slaba pregătire a juriștilor din primărie, o parte din juriști, aici știți foarte bine la cine mă refer, și de bâlbuiarea care a fost astăzi. Eu sunt deschis la orice, sunt omul care nu vreau, niciodată nu mi-am dorit să am pe funcții, în special la cele trei societăți ale primăriei, să am persoane puse pe criterii politice. Ați văzut foarte frumos, începând de la domnul profesor Romo, pe care îl respect și îl apreciez și îmi pare rău că și-a dat demisia astăzi, tot datorită acestei inițiative a celor câțiva consilieri PDL, care acum sunt spălați, curățați și cei mai corecți. Sunt dezamăgit de faptul că acest deputat Arsenie, care toată lumea, nu toată lumea, eu unul respect și niciodată n-am să mă dezic, care a luptat și luptă pentru a aduce fonduri în Târgu Neamț, pentru a scoate primăria și orașul din întuneric, este, eu știu, victima unor atacuri care nu și-au rostul. La fel ați auzit, dacă ați fost de față, când domnul deputat a intrat în sală, o doamnă consilier a început să spună niște lucruri care nu și-au rostul. Dar dacă dumneavoastră așa consideră că trebuie aprecia deputatul Arsenie, dacă dumneavoastră așa consideră că trebuie să ne întoarcem la anul 2012, 2010, 2009, să avem scandal în Consiliu, să nu avem grijă de locuitorul orașului, să nu ne axăm efectiv pe proiecte și să găsim soluții pentru a dezvolta orașul din toate punctele de vedere, nu este nicio problemă. Eu mai am un an și jumătate de mandat, am să rezist până în 2016, dar este păcat încă o dată, pentru că s-a demonstrat în 2 ani și jumătate, 3 ani, că se poate și altfel. S-a demonstrat că putem negocia, putem discuta înainte de ședință pentru a nu face circ în fața dumneavoastră. Dar, încă o dată, repet, nu am absolut nimic și respect pe acei consilieri care au fost alături de mine, și aici mă refer la consilierii PNL, pentru că au găsit de cuvință să tacă și să lase pe cei din PDL care, încă o dată, repet, nu au făcut altceva decât dezastru, stăteau cu capul în jos și ridicau mâna în sus numai când se uita fostul primar la ei, acum vor să revoluționeze tot ceea ce am făcut eu personal și toată echipa, inclusiv Consiliul, în cei 2 ani și jumătate. Dacă așa doresc, le urez mult succes. Ați văzut, domnul Roma și-a dat demisia, domnul inginer Șoldan și-a dat demisia, în perioada următoare își vor da demisia toți consilierii locali din Consiliul din Adunarea Generală a Acționarilor de la Civitas și de la IECO, și este posibil chiar și directorul de la cele două societăți să-și dea demisia, inclusiv acel domn director de la Centrul de Intenționare Urbană, care a fost reconfirmat, având în vedere că are o istorie pătată, să-i spunem așa, în perioada fostului primar. Deci eu v-am spus, acum am ajuns la vorba domnului Mișu Câmpeanu. Și aici este o discuție, este păcat la ce s-a întâmplat cu dumneavoastră astăzi, eu îl respect și chiar îl pot considera un bun amic. Ar trebui să se scoată la concurs tot ceea ce înseamnă director de ale societății primăriei. Dacă domnii consilieri PDL care au fost învățați atâția ani de zile, peste 12 ani de zile, să stea să facă parte din Adunarea Generală a Acționarilor, nu este nicio problemă, vor fi retribuiți lunar, bine că am reușit să aducem societățile pe profit, și aici mă refer în special la IECO, pentru că Civitas a mers bine și înainte și nu am ce să reproșez nici fostul director, nici actualul director. Dacă așa doresc, eu nu am nimic împotrivă, eu îmi duc înainte proiectele la îndeplinire. Sunt mulțumit că am reușit din nou finanțări pentru încă vreo 22 de străzi anul acesta. Nu am văzut niciun consilier PDL, deci mă repet, niciun consilier PDL care să vină cu o propunere în 2 ani și ceva. Dar
așa se vrea, să le dea Dumnezeu sănătate, așa să acționeze. Oricum, și eu sunt nevoit să încep, nu, nici război, nici, eu știu, amenințări, dar să încep să spun lucrurile pe nume și să vă aduc dumneavoastră, în primul rând, la cunoștință, dezastru adevărat care a fost până în 2012. Și aici mă refer la Băile Oglinzi, unde astăzi merg la o întâlnire și cu siguranță am, probabil am să angajez un avocat, pentru că nu se poate în primărie cu ce avem. Voi iniția o plângere penală, să vedem acei domni consilieri care atunci, la anul 2007, au semnat ce au semnat și au dat pământul oamenilor. Au dat acea suprafață de aproximativ 7 hectare, cu tot cu pădure, cu tot cu apele sărate, celor de la Sfântul Transilvania, unde nu s-a mișcat nimic și am ajuns în situația să pierdem terenul. Probabil am să discut cu domnul avocat și cu siguranță voi seziza organele statului și să vedem cum vor răspunde cei care au semnat și au ridicat mâna cum au ridicat-o atunci. Voi vă va aduce cât de repede la cunoștință modul cum s-au cheltuit banii din acel credit imens de 5 milioane de euro, pentru că până acum am tăcut, dar văd că dacă taci și ești cu bun simț, ești considerat pe românește prost. Și cu siguranță acolo, dacă voi găsi, eu știu, dacă voi găsi partea penală a lucrurilor, cu siguranță voi face altă plângere. Și în perioada următoare am să vă aduc la cunoștință și alte lucruri care s-au întâmplat în acești 2 ani și ceva de zile. Și aici mă refer tot la unii consilieri locali care pe timpul PDL-ului și-au făcut treburile cum au vrut, iar pe timpul ăsta au continuat la fel, datorită bunului simț și datorită faptului că noi nu am făcut altceva decât să respectăm legea. Dacă proiectele care le inițiez eu nu vor fi bune pentru cetățenii orașului, chiar îi rog să nu voteze. Dacă proiectele sunt bune și pe mine nu mă analizează decât cetățeanul orașului. Locuitorul orașului, dacă spun că nu sunt bun și dacă spun 10.000 de oameni că nu ești bun, merge acasă, face altceva. Dar nu văd să mergem în continuare cu aceste ambiții, să luăm consilierul de la UNPR, să-l schimbăm, că așa vrea nu știu ce consilier de la PDL. Nu văd, hai să mergem să schimbăm directorul de la ECO, care zi și noapte s-a zbătut pentru a rezolva problema cu deșeurile în Târgu Neamț și să ne punem pe criterii politice pentru altceva, pe altcineva. Dar dacă așa au fost învățați atâția ani de zile, nu pot să le schimb mentalitatea. Îmi pare rău că am ajuns la această situație, dar eu mi-am dorit tot sufletul liniște. Dar cu siguranță, nici să atacă contencios. Eu am și discutat cu specialiștii din compartimentul juridic, repet încă o dată, nu din primărie, și nu este posibil așa ceva. Deci, începând de la câți au fost prezenți, de la schimbarea președintelor de comisii, de la sunt multe altele, dar asta trebuia să le spună secretarul primăriei, nu eu. Cu siguranță voi ataca și pe linie politică și în calitate de primar. Ca să nu mai spun că acel proiect, îți este rușine, dar în fine. Acel proiect a fost inițiat, dacă vă uitați pe ordinea de zi, este inițiat de primarul orașului. Bine, este greșeala mea că nu m-am uitat când am semnat. Acel proiect este inițiat de grupul PNL, iar secretarul primăriei, din greșeală probabil, a scris inițiat de primarul orașului. Asta e. Probabil din obișnuință. Îmi pare rău că eu nu am vrut altceva și nu vreau altceva decât să unesc colectivul, să fie profesioniști. În momentul când vin cetățenii orașului să rezolve problema, să plece cu problema rezolvată în condiții legale și normale, iar în Consiliu nu vreau și nu am vrut decât liniște și să fim în sprijinul cetățeanului. Să-mi spună și mie cineva din Consiliu, inclusiv colegii mei din partid, în 2 ani și jumătate, dacă un leu s-a scos din acea indemnizație care să ia, să o dăm la Fundația Omenia, de exemplu, acei copii care nu au ce mânca. Spre deosebire de mine și de colegii mei, care am, zic eu, că am făcut și pe această linie multe acțiuni pe linie socială. Regret că în 2012, după ce am organizat acel audit, trebuia să eu personal să sesizez organele competente. Cu toate că sunt sesizate cu anumite fapte, trebuia să sesizez organele competente să vină să verifice, de fapt, un audit de la prefectură, să verifice modul cum au fost
date slazurile orașului, modul cum s-a cheltuit banii din credit, modul cum s-a negociat cu SIT Transilvania pe acele 7 hectare de teren, multe, multe, multe și iar multe. Terenurile din oraș, legea funciară și multe alte probleme care au fost sesizate în mare parte, dar eu nu am vrut altceva decât liniște. Dacă nu se poate liniște, încă o dată repet, nu am nimic cu domnul Turleanu, nu am nimic cu domnul Cosma, cu cei care au fost alături de mine și respect, sau cu domnul viceprimar. Dar nu este normal ca aceiași oameni de 12 ani de zile care au făcut numai prostii, prostii mă refer la modul cum au votat și cum au gândit bugetul din orașul nostru și cum au gândit modul cum s-au cheltuit banii și modul cum s-au făcut creditele, modul cum s-au numit pe criterii politice la cele două societăți, nu mai spun de Prim Locado care este în faliment și acolo este plin de penal, să-i spunem așa, plin, dar bine, asta este altă discuție. Acum să vină din nou să revoluționeze, iar vicele primar împreună cu cei din PNL să stea să tacă și să spună, domnule, știți, nu noi, dar trebuie să lăsăm așa, că e democratic. Este democratic, le urez succes, asta e, dar democratic nu înseamnă că trebuie să aplici legea ilegal. Odată ce ai 19 consilieri, din 19 rămân în sală 12, 3 se abțin sau nu votează. Nu este posibil să schimbi un coleg, în primul rând sunt colegi între ei, să schimbi un coleg la IECO, din Adunarea Generală a Acționarilor, pentru că așa vrea nu știu care consilier și să vii cu alt coleg, tot același consilier. Ca să nu mai spun că la IECO a fost control de la Curtea de Conturi, din respect pentru Curtea de Conturi și din respect pentru modul cum trebuie să acționez la un control, cum am avut și noi la primărie, trebuie să întâi să urmez bază legală, trebuie să acționez în instanță dacă nu-ți convin unele aspecte care le-au constatat, abia după aia vii în Consiliu și le aduci la cunoștință consilierul că este normal ceea ce s-a întâmplat acolo. Dar, încă o dată repet, aceiași consilieri care au fost în anii dinainte de 2012, n-au întrebat niciodată, domnule, unde este rezultatul curții de conturi de la primărie, înainte de 2012. Unde este rezultatul curții de conturi de la Prim Locato, care știm foarte bine cam ce pagubă avem de recuperat. Unde este rezultatul curții de conturi privire la islazul orașului, care știm foarte bine că săraci oameni, domnul Boroianu și cu ceilalți de la Humulești, nu au nicio vină. Unde este rezultatul curții de conturi de la Civitas? Nu. Acum, pentru că s-au mișcat un pic problemele politice în țară, haideți să facem să... Așa se gândește la noi în România. Nu se gândește să facem ceva bine, constructiv și pentru cetățean. Nu se gândește, domnule, dacă eu sunt acum la PNL, trebuie neapărat să pun mâna pe putere. Probabil și noi, cei din PSD, am greșit, dar dacă am greșit, am recunoscut și eu, dacă greșesc, recunosc. Pe mine nu mă interesează, la momentul actual, absolut deloc politica. Pe mine mă interesează să lăs primăria la anul 2016 fără datorii, să-mi duc la îndeplinire proiectele care le-am început și să vede foarte bine. Numai cine este rău intenționat nu poate spune ce s-a făcut în această perioadă. Iar în 2016, dacă, ca urmare unui sondaj pe care cu siguranță îl voi face, dacă voi fi apreciat și voi fi apreciat, să-i spunem așa, dacă lumea va vrea în continuare să continue, cu siguranță voi candida. Dacă nu, să reactivăm acele persoane care au făcut dezastru, să mergem în continuare cu aceleași persoane care acum au mers de la un partid la altul, doar dacă intre pe unii dintre ei, nu știu la ce partid mai sunt. Când PSD, când PNL, când PDL, când UNEPR, când nu mai știi. Oricum, eu vă garantez că dacă voi candida, voi candida tot la PSD, pentru că este primul partid la care m-am înscris și când voi pleca, tot de la PSD voi pleca. Dar încă o dată trebuie să facem diferența între partid, între politică și între, în primul și în primul rând, cetățeanul orașului care nu vrea circ. Dumneavoastră vă imaginați că cele 3-4 femei care au fost în sală astăzi și au văzut acest circ în sală, de-au plecat consilierii PSD și eu nu am fost de acord cu chestia asta. Au plecat, dar nici ei nu mai pot. Pentru că, de exemplu, domnul Dron s-a împotrivit tot timpul. Și la credit nu a votat, și la islaz nu a votat, și la băile oglinz s-a abținut, și la nu știu mai care. Cum să mai este omul ăsta să vadă circul, cum se reinventează acea perioadă 2012 înapoi, acei 12 ani de zile care au fost dezastroși pentru primăria Târgu Neamț. Probabil voi fi criticat, așa cum critic și eu, dar... Da, e păcat.